Cărțile de identitate ale românilor se vor schimba treptat cu un format unic în baza unei decizii luate de autoritățile europene. În temeiul noilor norme propuse, cărțile de identitate vor trebui produse în format uniform de card de credit, să includă o zonă de citire optică și să respecte standardele minime de securitate stabilite de Organizația Aviației Civile Internaționale. Noile cărți de identitate ale românilor vor trebui de asemenea să includă o fotografie și două amprente digitale ale titularului, stocate în format digital pe un chip fără contact. Cărțile de identitate vor indica codul de țară al statului membru emitent în interiorul unui steag al Uniunii Europene. Noile buletine vor avea o perioadă minimă de valabilitate de 5 ani și o perioadă maximă de valabilitate de 10 ani. Statele membre pot elibera cărți de identitate cu o perioadă de valabilitate mai lungă persoanelor cu vârstă peste 70 de ani. În cazul în care se emit cărți de identitate pentru minori, acestea pot avea o perioadă de valabilitate mai mică de 5 ani. Ministerul Afacerilor Interne are deja un proiect prin care să adapteze legislația națională la cerințele europene. În noile cărți de identitate ale românilor vor fi introduse elemente de siguranță în plus față de cele actuale, în scopul de a facilita călătoria în afara țării, dar și pentru a facilita accesul la anumite sisteme informatice ale unor instituții publice. De asemenea, după modificarea legislației, vor putea fi eliberate cărți de identitate și pentru minorii cu vârste sub 14 ani la solicitarea părinților sau a reprezentanților legali.